Dragostea într-o cutie. Se spune că împăratul unui ținut a chemat toți savanții și filozofii pe care îi cunoștea, spunându-le că potrivit unui document vechi, în curțile sale, undeva sub un pom se află o cutie ascunsă în care poți găsi dragostea lui Dumnezeu. Și a trimis pe înțelepți să sape până găsesc această cutie, promițându-le o recompensă mare, mare de tot. După câteva zile de căutări, fiecare filozof s-a prezentat în fața regelui cu ce a găsit pe acolo, prin curte. Mulți dintre ei găsiră cutii care conțineau podoabe sau documente vechi. Ajunși în fața împăratului, filozofii au început să se ia la harță, fiecare susținând că are cutia aceea în care se află dragostea lui Dumnezeu. Văzând că nu e chip să-i împace, împăratul le-a ordonat să facă liniște și le-a spus așa: "Cum oare ați crezut că e mai bine să săpați după o cutie decât să căutați răspunsul în voi? Ia gândiți-vă, dacă Dumnezeu este atât de mare încât, necuprins fiind, are grijă de toți luminătorii cerești și de toată făptura, oare dragostea lui nu e la fel de mare și de necuprinsă? Acest răspuns îl așteptam de la voi, domnilor filozofi. Este mai mult decât clar, dragostea lui Dumnezeu nu încape într-o cutie."